Asta e vechi, asta e televiziunea ta. Repet, sinucisul, sinucigaș, asasin, silică, Simionescu. Se suise singur, simandicos, sus pe scândura scărinței, să se sinucită. Ok? Nu mă prinde în casă. Am scris toată lumea? Repet încă o dată. Sinucisul, sinucigaș, asasin. Silică, Simionescu. Se suise singur, simandicos, sus pe scândura scăriței, să se sinucidă. Ok? Cine a zis nu? Unde ești? Cu gura clară. Toate exercițiile pe care le facem, le facem exagerat. Tocmai pentru ca în viața de zi cu zi să vorbim normal. Exagerăm și vorbim normal în viață. Drept pentru care exercițiul cu A îl vom face în felul următor. Fiecare literă de A va fi exagerată. Vom spune așa. Adept. Al amendamentului, că avem 2 de A. Dacă avem 2 de A sau 3 de A în cuvânt, la fiecare A deschidem gura mare. Încercăm un pic? Da. Da? Ok. Repetați după mine. Adept. Adept. Al. Al. Amendamentului. Amendamentului. Academic. Academic. Gura mare. Gurița mare la fiecare A. Adam. Adam. Argintescu. Argintescu. Ancheta. Ancheta. A prins. A prins. Aceeași. Aceeași. Absurdă. Absurdă. Aberație. Aberație. Gurița mare la aur. Deci dacă astea le repetați acasă, o să observați în timp că vi se schimbă foarte mult și forma gurii. În sensul că atunci când vorbești, va fi plăcut pentru vederea celui care te privește. Și eu una să vorbesc frumos și clar. Și atunci și gura își ia o formă frumoasă. Nu vorbesc nici cu jumătate de gură în jos, nici vorbim normal, da? Da. Deci acasă, eu vă rog să repetați măcar o dată pe zi exercițiile astea. Hai să nu exagerez. Eu repetam în anul întâi jumătate de oră în fiecare zi. Bine, aveam și ceva mai multe exerciții, dar le repetam jumătate de oră. Le făceam de vreo 2 sau de 3 ori. Pentru a scăpa de accent, dacă o să vreți să lucrați în televiziune, în media, în radio, nu putem vorbi, ioi, nu-l-ai, tu-l-ai bine, președintele țării, au venit la noi, ioi, tu-l-ai. Dar nu merge. Deci trebuie să vorbim limba literară. Deși accentul vostru este splendid, accentul de Ardeal este foarte frumos, trebuie să vorbim literal. Exercițiu cu epopeea. Toate silabele C, ci, G, G le spunem cu gârița, le spunem cu comisurile trase, cu gârița deschisă. C. Ce, cea, ce, 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 ci, ce, ce-o. Ceea ce cerea celebrul Cicero. Asta știți de ce? Ca în viața de zi cu zi, când spunem ce, să nu spunem, să nu facem botic, să spunem ce. Ceacră. De ce? Fără botic, că nu-i frumos, nu se vede bine.
Din ce mănânci? Ceapă. Nu. Ceapă. Ca după aceea să vorbim normal să spunem ceapă. Să nu spunem ce, cu ce în față, da? De-aia toate o să spunem ce, cea, ce, ce, da? Ce, ci. Exercițiu cu surd și zălud. Surd și zălud, v-am spus că e pentru finalurile de cuvânt. Vom accentua foarte tare ultimele două litere. Surd și zălut. Mă cufund. Md. Sunt litere care împreună sunt mai surde. Și atunci o să auziți într-o vorbire rapidă spus așa. Surd și zălut, mă cufund, rădu. Deci nu o să aud surd și zălut. O să aud sur și zălut. Mă cufund, rădu, la profund, îmi se prind într-un not. E acolo avem într-un not. Avem prostul obicei în vorbire, necontrolați fiind, să băgăm cuvintele unele în altele. Cum e aici? Într-un not. Noi spunem într-un not. Sau într-o oră. Într-o oră. Ne vedem. Într-o oră. Pentru că nu vorbim, dacă ne antrenăm să vorbim, hai să spui foarte rapid și într-o oră. Nu trebuie să spui într-o oră. Rapid, într-o oră. Numai că faci pauză. Într-un not. Da? Ok. Prepelița pestriță. E pentru râuri. Tot așa vom exagera litera R. Prepelița. Prepelița. Pestriță. Pestriță. Cu 14. 14. Și noi uităm că avem și un ce. Nu în exercițiul cu ce spunem 14, spunem ce, cea, ce, ce. Și pe acolo spuneți 14. Și facem ochii, da? Bun. Sâurile. Sinucisul sinucigaș. Da? Accentuăm sâul. Sinucisul. Sinucisul. Fiți atenți la mine. Literele. D. T. L. N. Se spun cu vârful limbii la baza incisivilor superiori. Aia. Da. Ai pus limba aici? Ai spus D. Corect. D. L. N. S-ul îl spune cu limba jos la baza incisivilor interiori. Aia. S. Da? S. Tot acolo. Sunt unii care sunt ce felici și vorbesc așa. Știi? Pentru că au limba leneșă. Așa se spune, e expresia, limba leneșă. Limba leneșă este atunci când limba nu se mai duce exact unde trebuie. Și atunci mă zbui mai doar, nu zbui. Ce, cine și ce, nu. Vorbim clar. Dacă punem vârful limbii exact unde trebuie, nu mai avem probleme. De-aia folosim și creionul, ca să ne antrenăm limba. Când o să punem creionașul în gură, va trebui să fugim cu limba, să spunem D, T, L, N, sus, și S, jos, C, jos, da? Și atunci limba va urca și va coborâ în funcție de necesitate. Și atunci avem o vorbire mai clară. Când scoate creionașul, e ca și cum ai bate la tobe cu două bucăți de fier. Și te antrenezi cu două bucăți de fier grele. Păi când ai luat două bețe ușoare, fugi cu ele, alergi. Așa e și aici. Ne jucăm cu limba ca să o antrenăm, să nu mai avem probleme. Nu am detectat încă foarte multe probleme pe la voi, dar